Tragedie pe autostrada A1 în județul Timiș. O femeie în vârstă de 48 de ani a murit după ce mașina în care se afla s-a lovit de un alt autoturism. Prietena ei care conducea mașina a fost transportată în stare gravă la spital. Pe un drum județean din Giurgiu, un copil de 4 ani și un bărbat în vârstă de 40 de ani au murit într-un cumplit accident. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Imaginea accidentului care a avut loc pe autostrada A1 în apropiere de comuna Timișeană Orticioara este cumplită. Doar un malder de fiare a mai rămas din cele două mașini care s-au izbit puternic. Impactul a fost atât de puternic încât o femeie în vârstă de 48 de ani, pasageră a uneia dintre mașini, a murit pe loc. Prietena ei de 32 de ani care conducea mașina a fost rănită și transportată la spital. Șoferul celui de-al doilea autovehicul, un tânăr de 28 de ani, a scăpat nevătămat. Mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au fost trimise la locul coliziunii. Polițiștii încearcă acum să stabilească cum s-a produs accidentul și cine se face vinovat de această tragedie. Un alt accident de circulație a avut loc pe un drum județean din Giurgiu, acolo unde un copil de doar 4 ani și un bărbat în vârstă de 40 de ani și-au pierdut viața. Totul după ce mașina în care se aflau a fost pulberată de un tir. Conducătorul tirului, un cetățean bulgar de 51 de ani, a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat valoarea zero. Se efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Echipajele medicale ajunse de urgență la fața locului au mai transportat la spital și o femeie aflată în stare de inconștiență, pasageră în mașina spulberată. Anchetatorii urmează să stabilească acum toți pașii care au dus la provocarea accidentului.